Bună dimineața, bun găsit la AS.ro Live, se apropie meciurile României. Primul este pe 16 iunie, în direct pe Antena 1, iar unul dintre oamenii importanți pe care ne bazăm în meciul din Kosovo este George Pușcaș. La capătul unui sezon bun, George Pușcaș a promovat cu echipa de club cu Genoa, tot văzut meciurile transmise în direct pe Antena Play. George Pușcaș vorbește despre așteptările pe care le are de la meciurile echipei naționale, să-l vedem. George, te salut, bine te-am găsit, îmi pare bine să te văd fericit și felicitări pentru promovare și pentru performanța reușită în Italia. Spune-mi cum ești, încă mai sărbătorești? Nu, m-am oprit, am terminat campionatul, am sărbătorit cât a fost de sărbătorit, a fost o sărbătoare frumoasă, să zic, la finalul campionatului și ne bucurăm foarte mult pentru că nu a fost ușor. Ce a însemnat pentru tine această promovare reușită cu Genoa? A însemnat mult. Întorcându-mă din Anglia, voiam o provocare de genul ăsta. Eu știu că am mai avut și știu ce înseamnă să promovezi o echipă din Serie B în Serie A. Până la urmă e câștigarea unui campionat, e câștigarea unui trofeu, e promovarea în Serie A. Și echipa pe care am avut-o și jucătorii pe care am avut au dat dovadă și am dat toți dovadă că merităm și trebuie să ducem Genoa înapoi în seria. A fost spuneai că ai mai promovat echipe, dar acum a fost ceva mai special, așa tot orașul practic a ieșit pe stradă pentru voi. Cred că fiecare promovare are ceva special. Depinde de oraș, depinde de tradiții. Cu Benevento a fost prima dată în istoria clubului în seria în seria special, da. Aici, în schimb, un club ca și Genoa nu putea să rămână în Serie B și chiar de-aia, după un an, ne-am și întors în Serie A. Și s-a simțit altfel, dar e aceeași fericire. Ce a însemnat pentru tine personal, vorbind, faptul că ai plecat din Anglia, ai venit aici, a fost un restart al carierei, sincer? Nu neapărat un restart, pur și simplu m-am întors cum ar fi acasă. Eu am stat 6-7 ani în Italia și pur și simplu când m-am întors la Pisa am simțit că nu îmi lipsește nimic și ca și cum aș fi întors unde știu deja. În schimb, când am mers în Anglia prima dată, trebuia să învăț o grămadă de lucruri noi, să mă adaptez cu un alt fotbal, să mă adaptez cu alte condiții și alte reguli. Asta nu înseamnă că a fost un restart, ci pur și simplu a fost un impuls pentru mine. Voiam să mă simțeam și mai bine psihic și pur și simplu asta s-a auzit și pe teren. A fost o promovare specială pentru tine? A fost o promovare specială ca și cealaltă, pentru că fiecare club are istoria clubului, are istoria fanilor și fiecare promovare se simte diferit. Aceasta s-a simțit incredibil, pentru că un club ca și Genoa nu putea să rămână în Serie B și am dus înapoi echipa în Serie A, ceea ce a fost o mândrie mare. Spune-mi, când a fost momentul sau care a fost momentul în care v-ați dat seama voi ca și grup, ca și echipă, gata, domne, putem promova, putem face asta, suntem acolo? Și faptul că ați avut așa suporteri lângă voi a contat? A contat foarte mult. Noi când jucam acasă, pur și simplu stadionul era incredibil de plin. Era cu... cântau și făceau și ne susțineau incredibil de mult. Nu a fost un moment anume. În campionatul din Serie B sunt mai multe momente în care poți să-ți dai seama că poți face ceva important. Noi am avut mai multe meciuri în care, câștigându-le în deplasare sau un 1-0 sau un 2-1, ți-ai dat seama cât de greu a fost să bați acele meciuri și atunci ți-ai dat seama că, și în plus, menținute pe locul 2, noi am fost mai mereu acolo sus. Acum au trecut câteva zile, poți să ne spui cum și cu ce ați sărbătorit? Adică, ați avut voie și voi să beți o șampanie, un vin, un whisky, ceva? Păi să ai seama, în vestiar erau șampanie, era tot ce voiai să fie. Am sărbătorit în oraș cu fani, am sărbătorit noi la cină, am mers noi după să ne distrăcum familiile, cu copiii, am ieșit la un prânz. Aceleași chestii pe care le-ar sărbători oricine. Spune-mi, faptul că Genoa a revenit în seria și tu ai fost o gură importantă, adică un jucător important al echipei.
te motivează, îți dă un sentiment din ăsta, așa, uite, domnule, că am putut să fac asta, o să fac și mai mult? Da, cum să nu, pentru că e a doua promovare și am găsit o echipă în care mă regăsesc, îmi place, îmi plac jucătorii, mă înțeleg bine cu toată lumea și în plus e o atmosferă foarte bună la club, atât cu fanii, atât cu ce avem noi la echipă și condițiile. Am promovat și vreau să-mi joc șansele în seria. Rămâi la Genoa? Da, rămân. M-a cumpărat clubul, sunt aparțin de Genoa acum și vreau în continuare să demonstrez și să pot să dau totul pentru echipă și pentru fani. Ne poți spune pe ce perioadă ai semnat sau e... Sunt 4 ani. Sunt 3 plus 1, cum ar fi. Da, și e important pentru tine faptul că rămâi în Italia, unde ai zis că te simți ca acasă? E foarte important, da, pentru că eu când m-am întors în Italia din Anglia, cum am mai zis, n-am mai avut nevoie de nimic. A fost ca și acasă, a fost o întoarcere acasă și mă regăsesc. Îmi place tot ce e în Italia. Ce te-a ajutat? Ce te-a susținut așa să revii? Mă refer aici, ai avut prieteni aproape, familia aproape, a stat cineva cu tine? Îți dai seama, fiind Italia și o țară mai apropiată de România, și oamenii altfel, eu am mereu familia lângă mine, am mereu prieteni lângă mine și asta cred că toată lumea ar trebui să o aibă alături, nu? Pentru că până la urmă sunt singurii care sunt mereu alături și care te susțin indiferent. Ei m-au susținut mereu și ca dovadă la succese ne bucurăm mereu toți. Și la necaz, ai avut momente în care, George, în care ai zis gata, că nu mă interesează, că ai fost criticat de fan, de alte personalități din sport, ca să zic așa? Am avut momente mai low, să zic așa, dar e ceva normal, ca și orice fotbalist, sunt momente și momente. Nu poți să ții mereu nici psihic și nici fizic, probabil mai ai suișuri și covărâșuri, mai ai accidentare, dar nu am avut niciodată un moment în care să fie... clachez, gen? Nu, să clachez, nu, niciodată. Și nici nu cred că o să am. Am avut momente în care pur și simplu mă simțeam mai... probabil cu mai puțin încredere și după îmi reveneam. O zi care eram așa și a doua zi eram din nou, adică fotbalul te duce pe suișuri și coborușuri. Ți gătești singur? Nu prea gătesc. Îmi comand și mi-aduc de la club, de la noi. Noi avem un șef și știe că eu iau mereu, adică ne dă mereu de la club, îmi iau și prânzul și cina și nu știu să gătesc. Dar care e... Adică, secretul menținerii în formă a unui jucător, ce ar trebui să facă el? Tu mereu ai fost fit așa. Ai vreun secret sau pur și simplu viața normală? Eu cred că viața de zi cu zi. Pentru mine nu mai e un secret, că nu fac ceva gândindu-mă să fac acel ceva. Pur și simplu a devenit o rutină și mă bucur de această rutină, pentru că o fac tot în scopul fotbalului. Spune-ne un program. Uite, spre exemplu, mă trezesc la ora cu tare, mănânc cu tare, fac așa. Cum ar decurge o zi din viața ta? În care ai antrenament, nu meci? Păi gândește că antrenamentele sunt mereu dimineață și mă trezesc mereu la 7:30-8. Îmi fac eu rutina mea acasă. Și merg să mănânc la teren. Acolo mănânc micul dejun, mâncăm cu colegii toți, ne antrenăm, mâncăm prânzul, merg acasă, mă odihnesc, mai fac ceva în plus pentru mine, mai vorbesc cu familia și e deja 10-11 până la somn.